Și ia zi, Mărlane, cum a fost revederea cu colegii? Ce mai fost la abator? Cu colegii de clasă, determinatule. Care clasă, Mărlane? Că la cât de deștept ești, bănuiesc că aveai alta în fiecare an? Hai, mă, termină, mă. Termină și lasă-l să povestească. Ia, ce-au zis, mă, colegii când te-au văzut? Că sunt neschimbat. Corect. Că și acum ai mintea tot aia din clasa întâi. Dar n-a venit decât jumate de ei. Eu zic mai bine, că și așa nu încăpeam câte doi în bancă. Ar trebui să-i mulțumești lui Pupă Zăfăinosule, că dacă nu dădea el anunțul în emisiunea lui, nici măcar jumate din aia din care au venit nu veneau, bă. Auzi, Mărlane, dar nu și-a adus aminte nici o strâmbă că erai feblețea ei? Nu te-a cerut niciuna de ratat? Ăsta de bărbat? Nu, Pupă, să că am umblat în școală numai cu păpuși. A, corect, că pe unele le mai ieșea cu... Doar că-s mai peticite. Cu păpuși în carne și oase, ofticosule. Ia uite aceea. Cam așa ceva, de exemplu. Ia. Mamă, asta a fost gagica ta? Of course, aproape. Și când s-a trezit iar, era repetent. Chiar am fost cu ea, fraiere. Da? Ai vreo dovadă? E deschis. Mă scuzați, aici locuiește domnul Mărlanu? Hai, unde-i mă Mărlanu? Eu sunt el, Mărlanu, eu. Nu mă satur să te privesc, de ani de zile te caut. Ați văzut, mă, pricajeților? Tată! 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 Cum tată? N-ai terminat liceul industrial acum 20 de ani? Nu. Adică, normal că nu l-ai terminat, că ai rămas repede de 3 ori. Dar ai fost acolo. De unde știi? Și nu ai mărturisit în ultimul an cele mai frumoase blonde din liceu că o iubești? I-am spus că aș vrea și eu să iubesc. Ca toți băieții din liceu, odată măcar. Că era o frumoasă. E, aia e mama. Și tu, tata. Că după 9 luni de la discuția voastră m-a făcut pe mine. Nu ți-i fica în brațe? Dar nu mi-aduc aminte să fii... cu... Mărlane? Craiule! Brava, bă, dă-ștea mie! Și-o aș fi băgat mâna în foc, mă, că tu în viața ta n-ai pus mâna pe frogagică vie sub 150 de chile. Și când colo el, șmecherul, a pus laba pe a mai frumoasă blondă din liceu. Tu n-auzi, mă, că n-am apucat? Stai-te, dracule, și voi ștergeți-vă balele, mă, nu vă e rușine, mă, gata. Bă, stai, mă, puțin, mă, că e o contuzie, asta o confuzie, măi, fată, tu nu pricep că nici măcar n-am polenizat cu blonda, cu, adică cu măta, cu alții măta, că n-am avea o listă de așteptare, mie venea rândul până 2012 să îndepun exacte minte, odată cu sfârșitul lui, dacă nu după, la vreo 2-3 zile. Tata, de? Tu mă renegi? Ce? Vrei să mă părăsești și tu? Că mama e plecată de 15 ani în Turcia, la cules de... A, la cules? Mă rog. Și nu lasă șeful deloc să vină în România, că e bună de muncă. De muncă e bună. Doar tu mi-ai mai rămas. Eu ce-am? Iubește-mă ca un tată și fii alături de mine. Nu pot să cred că mi se întâmplă mie, tocmai mie asta, tată, viața am o blondă, cu două, cu trei, nu contează, stai, și când apare e fibra, nu se poate! Mărlane! Mărlane, după ce că ți-ai necinstit colega de liceu, adică pe masa ei, acum nu vrei să-ți recunoști nici măcar copilul, mă? Vino la nenea să te aline. Puiule? Păi nu fi bătrân, păi tu ce faci? Te dai la fibra că te crăp. Păi oare curaj până la urmă sau nu?
Păi, stai să mă uit atent. Da, uite, că o recunoști, nu vezi, că are tot cam ăsta. Atunci eu o să mă ocup de cariera ei. Că nu pot să las fata acelui mai vechi prieten al meu să dea interviuri de angajare cu toți obsedați libidinoși. Ia zi, păpușă mică, vrei să lucrezi la nena în televiziune? Lucrați în televiziune? Stai jos, stai jos. Evident! Evident! El ai în fața ta, în direct, și sunt convins că și în reluare pe celebrul, recunoscutul realizator Pupăză, G. Grigoraș, în viață și nesilit de nimeni, care vrea să te ia sub aripa lui o crotitoare, să lucrezi cu... Wow! Așa ziceam și eu, da. Cum ziceai că te cheamă? Mă scuzați, emoția revederii cu tăticul m-a făcut... Ai făcut, am crezut că ai făcut pipe, dar ai transpirat, e emoția. Nu uita să mă prezint. Da. Mă cheamă Iubi, așa îmi spunea mama. Încântat, Iubi. Ce se mai încutai cu tu? Să știi că ușa de la dormitorul meu, ăsta de la biroul meu, îți este oricând deschisă. Și a mea, de fapt ale mele, că eu stau într-o vilă mai mare decât asta, alături, și stau singur. Ia zi, vrei să ți-o arăt? Bă, nu se jenă! De vilă vorbeam, Murlane! Păi și atât de vilă vorbeam! Ce zicea Murlane? A deschis și ușile! Să tragă fata curentul, tâmpitule! Potoliți-vă cu chestiile astea, vă găsește dracii! Fata mea nu e panoramă! Cam ăsta! Scuze, dragă, dar ăsta e adevărul, să știi! Ăsta e adevărul istoric! Mata era panoramă! Băi, dacă e fata mea, stă cu mine! Ne-am înțeles? Și dacă se atinge vreunul de ea, vă nenorocesc! Vă nenorocesc! Iar vreți să ofticați pe doamna? Tot timpul! Și acum cu cine e? Tot cu Angelina? Nu, de data asta am schimbat strategia. Hai, e româncă? Ca să se panicheze dublu, cred, fantezie realizabilă. No, mai tare! Tara! Îți place? O să-l pun deasupra patului ca să bălească la el în fiecare seară, până cedează psihic! Auzi, ia du-te și plastifiază-l, că sigur o să vrea să-l rupă. Nu mai bine vă fac câțiva copii, câteva copii, ca să aveți de rezervă. Nu e o idee rea, dar fii atentă. Le faci la xeroxul din clădire și după program. Să nu te pună naiba să-l arăți cuiva că... Nu, că n-aș arăta eu bine, dar nu pot să apar așa dezbrăcat, că am și o funcție, o prestanță. Șeful, în afară de mine, nu o să vă mai atingă nimeni. La afiș mă refeream. Cam liniște în cameră, Mârlane. Poate vă dracu, voi ați ascultat careva la ușă? Păi normal, mă, că eram și noi curioși să vedem dacă ai mai mult succes cu ea decât ai avut cu măsa. Da, a avut dreptate de la școală, că a rămas neschimbat. Adică tot papagal. Da, de unde știți voi că n-am făcut eu nimic, na? Ați făcut? Povestește! Păi nici bine n-am intrat în cameră, că ea și-a desfăcut... Ce și-a desfăcut? Diamantanu. Da, apoi și-a scos hainele. De față cu tine? Din diamantan. Și... Ce? Le-a pus în dulap. După care s-a dezbrăcat. De față cu tine? Nu, de caracter, și a început să o drăcuie pe băsa, căci că a lăsat-o pe drumuri, fără niciun ban, fără... Mârlane, treci la acțiune! Zi, i-ai făcut ceva sau ba? I-am făcut un masaj, că era frântă sărăcuța după drum. Doar atât? Păi atât, că până nu mă interesez dacă se poate face copiii și până strănut, nu mă bag la mai mult, că nu vreau să devin susceptibil de incest. Prin strănut? Păi dacă i-am strănutat odată în gură lui măsa când eram noi la liceu. Și cine știe, să nu fi rămas să
Că nu vezi, știința avansează pe zi ce trece, mă. Cum a găsit aia celulele alea stern care îți reface organele. Mâine, păi, ne aflăm că aveți spermatozoizi în salivă și noi nu știm. Păi asta se știe, mă. Dar nu noi, panaramele. Deci înseamnă că putea să rămâie gravidă și singură. Că v-a zis că era panorama. Ai fost atentă, sper, da? Atentă e puțin, zis șeful. V-am învățat fiecare porpe din afară. Beti, eu la afișe mă refeream. Și eu tot la ele. Doriți să vă ajut la montaj? Nu, că nu le montez astăzi. Ai uitat că trebuie să plec la Constanța? A, corect, simpozionul, da. Ai grijă ce faci pe aici, cât timp lipsesc eu. Să nu care cumva să afle Ema de afișe și să-mi strici surpriza că te zăpăcesc. Am înțeles, șef. Și acum că am rămas numai noi doi, ca doi porumbei, să vezi ce te zăpăcesc eu. Prinde! Gata, mai terminat de citit? Unde? Unde? Nu mai e! Ai gonit-o deja! Nu disperatul, am trimis-o să-și facă testul de paternitate. Pe ea? Păi ești idiot! Acum nu, sunt chiar isteț, pupăzoiule. De ce-ți mă înțep eu? Ce, eram prost? Eu zic că sunt asul. Ea zice că sunt asul să se începe ea să facă testul. Că ea vrea să dovedească chestia asta. Îți dai seama cum ești tu dacă s-a pleznit doruleț? Gras? A venit bă, fătuca! Nu încă, tanti! Păi și de ce întârzie, mă, atâta? Și ăștia dea dracu, mă, să mânărească rezultatele și să zică că e fita, doar ca să nu plătească chiria, că vă dau pământul afară! Nu mânărește, bre, nimic. Întârzie că umblă așa, până oraș, pe la shopping, ca fetele, că i-a dat tăticul niște bani să ducă să-și facă și-a poftele. Și de unde a avut tăticul ei bani? De mașina de spălat a găsit niște bani. Bă, disperatule, că am glumit. I-am dat din banii clubului. Din banii clubului? Da, și dacă e din banii clubului, nu-i treaba ta. Asta a hotărât conducerea clubului, asta am făcut și te bași tu. Hai, lasă-mă! Și te pomeni că prin hotărâre de adunare generală. Exact. M-am adunat azi dimineață ca un general și am hotărât. Te oftici! Păi, lui tati! Vine cu ala de tigă, vine cu ala de tigă. L-ai făcut? Așa și? Normal, tati. Și? 50% sunt fata ta. Dar dacă vrei să știi 100%, trebuie să-l faci și tu. Auzi, zepelinule, marș la ciuruișoriciu. Altfel îi plătești chiria. Îi plătești chiria, na. Mă, chiar să mă încep. Auzi, care 50% e jumătatea fimea, ca să știu pe ce poți pămâna? Îți spun, dar dacă mai îmi dai niște bănuți, că i-am dat pe toți pe analize. Hai, scumpe, tăticule. Sau spune-mi tu unde-i ții și îmi iau eu. Sper că ai încredere în fata ta. Am tăticule, am. Wow! Exact asta am spus și eu. Interes, șeful? Păi poți tu, bă, să-mi faci intrarea pe ea, asta la ea? Păi dacă șa de la noi în vilă, normal e că pot pre. Iată, de seară vă invit pe la noi, pe la vilă, în vizită. Și din vorbă în vorbă, din cutare în cutare, hați! Da, dacă vă invit, promiteți că n-aveți nicio treabă cu Afrodica.
Dar de fapt nici n-aveați cum să aveți o treabă cu Afrodita, căci că fiindcă dacă vă fug ochii în 10 părți, asta o să se prinză. Și atunci adios cu ea. Și ar fi păcat șeful ca să... Că asta e de 10 ori mai sesoasă decât Afrodita. Bine, Chiorete, atunci așa rămâne. Afrodita, diseară vă vizitez. De-abia vă aștept, șeful. Chiar îmi doream să ne vedem și în afara programului. Oh, mersi, Afrodita. Ne vedem diseară. Afrodita, ce faci? Încerc și eu să fiu la fel de sexoasă ca afufa lui Mârlanu. Măi, mămica, eu am zis așa numai ca să-i abat atenția lui Matescu, dar la tine, mă, să-l pui pe o pistă față. Serios? Da. Lasă că vedem diseară dacă ea i-a bătut-o sau a rămas tot la mine. Sau, mă rog, pe mine. Așa ceva? Oh, sub nasul meu! E mor! Deschide-ne, vernicule, că știu că ești acolo! Asta ți era deplasarea? Umblă toanta asta! Fii atent că nu mă mișc de aici până nu deschizi! Și tu, fufo, mai bine ai sări pe geam, că oricum te arunc eu când intru! Mârlane, nu te văd bine deloc, mă! De ce așa la dentist v-a pus picături în ochi? Bă, tu chiar ești prost? Da, dar de ce întrebați? Cum ai putut, mă, să-i spui lui aia unde ții tu banii? Cu greu, șef. Dar a trebuit. Că mi s-a rupt sufletul bine când am văzut-o cu bublă despăiată sărăcuța. Păi vrea să facă vreo pleumonie, ceva? E fiica mea. Totule, ce vrei să zică că sunt un tată de naturist să ducă să mă reclame pe la asociația asta de protecție animalelor? Lasă, că o să pui eu banii la loc din salariu. Aia e. 500 de milioane, mă? Asta e, mă sacrific, am vrut copii, m-am mâncat în vânt. Dar eu să știi că nu ești tată ca mine, că... Cât? 500 de milioane? Exact, idiotule, pentru că tocmai scusesem pentru un transfer, mă! Mă, auzi? Uită-te la mine. Bine, am eu față de prost? Sincer? Da! Nu, că altfel ați și semăna cu mine. Atunci termină, mă, cu minciunile! Că e fufa aia, fiică ta, cum sunt eu, tactu! Da! Da! Du-te și cere-i banii acum! Că dacă află Barosanu, materiale de construcție ajungi, mă! A, și să-i zic că m-a trimis bunicul să... nu e acasă, că... A plecat ieri la cumpărături și încă nu s-a întors. De ieri? Mm. Păi unde s-a dus, mă, la Paris? Păi nici nu mă mir la câți bani ți-a luat! Auzi, țuțu, știi ce zic eu? Să o iei așa, la plimbare până București și să-ți alegi o fundație în care vrei să ajungi, mă. Că dacă o alegi tu, Ctitor te numești.
Ce? Stai, pupă, stai! Betty! Unde sunt? Cine, doamnă? Van Damme și Fufa. Unde sunt? Unde sunt? Nu face pe proasta cu mine, zi unde sunt. Nu, nu fac, doamnă, nu. Șeful e la Constanța, nu e aici. E la Constanța, a? Da. Măi, tu ai ajutat-o să fugă? Pe cine, doamnă? O să aflu eu. Eu am făcut striptease, doamnă, jur. Tu? Ah, ok, bine, tu ai făcut. Eu am timp. Nu mint, doamnă, vă rog, dați-mi drumul. Nu, nu, vă rog, trageți-mă înapoi. Spune adevărul, doamnă. Spune adevărul, eu am dansat. Trageți-mă înapoi. Păi știi, tu am arătat să faci striptease? Da, că am fost nevoită. Am fost nevoită să învăț. Că dacă nu arăt, măcar să prestez. Vă rog, trageți-mă înapoi. Șeful, vă raportez cu supunere că fiindcă de seară nu mai puteți să vă întâlniți cu Păpușica, dintre care am aflat niște lucruri îngrozitoare despre ea. Cunosc, Iorete. Ce cunoașteți? Că e o excroacă. O excroacă? Cine v-a zis? Fane Baros, că l-a prostit pe Mârlanu ca să ia banii de la club. Bă, mi se părea mie ciudat să aibă Mârlanu o fată așa de frumoasă. Că la cum arată el, fi s-ar trebui să fie ca Nikita. Bă, să știi că aia e gagică sa. Nici într-un ca, șefă. Păi la cum arată și gagică sa Tony Chitarchi. S-a cuplat cu el din interes, tăfălogule, ca să poată să delapideze banii de la club. Sunt complici. Ia auzi. Bă, dar cum dracu de a dispărut aia? Să știi că Mârlanu a făcut-o dispărută. Ca pe Elodia, ca să rămână el cu banii. Și pe Elodia tot Mârlanu a... Iorete. Am înțeles. Servesc patria. Șeful, în momentul ăsta, să mă ocup personal de cazul ăsta grav împreună cu Afrodita. Fără Afrodita, Chiorete, singur, că Afrodita e ocupată. Cu ce e ocupată, mă rog? Cu mine, Chiorete. Ai uitat că diseară m-a invitat la ea? Unde ai fost, Mârlane, că te caută poliția peste tot? Zici să nebunești. De ce mă caută, mă? Păi, ci că ai omorât-o pe Fita și pe Elodia. Ce treabă am eu cu Elodia? Iorete zice că modul de operare este identic. Auzi, ia zi, pe Fita asta unde e îngropată, mă? Tot la Râșnov? Opa! Ai venit, infractor? Deosebit de gras. Nu, n-am omorât-o, eu jur. Chiorete, la cum s-a lăsat, eu cred că e nevinovat. Că nu risca să-și dea dracu rotulele ca să ne impresioneze pe noi. Păi dacă n-ai omorât-o tu, unde-i Fita, mă? E la shopping. La shopping? Unde la shopping, Mârlane? Une, că până acum trebuia să vină învârtindu-se. La Paris. Mi-a zis mie Baros. Dar de unde știe Baros? Unde e aia? Nu știu, dar el așa mi-a zis, că e la Paris. El a pus-o. E omul lui. A trimis să să-mi ia banii ca să mă compromită pe mine să mă funde, că e frică că-s mai competent decât el. Să nu cumva să iau locul la conducerea clubului. Bă, tu ori ești paranoic, ori ești Sherlock Holmes. Corect. Dar cum dovedesc? Bă, umflătură! Bă, dar chiar n-ai fost tu curios să afli cum a ajuns asta la tine? Că nu prea ți-o minte să-ți fi trecut ție pragul prea multe blonde pe viața ta, mă! Bă, n-ai întrebat-o și unde șade? Păi unde se șade? Că a venit cu valiza la mine! A venit cu valiza ca să aibă în ce să încarce banii, bă! Măcar un telefon să-i fi luat și tu! Asta am făcut că avea 3 și am vrut să-i pun poză pe unul cu tăticul, adică cu mine, uite, ăsta. O să aibă cu ce să-l au deja la prietene. Și n-am mai apucat să-i pun înapoi în geantă.
Mărlane, în sfârșit, un moment în istoria serialului în care nu ești idiot până la capăt, mă. Probabil să revin. Ia de la încoace, mă. Agenda. Aha! Are numărul lui Baros pe el. Asta e salvarea ta. Dacă ai salvarea pompierii, cât e? 9-5-5? Baros lucrează la salvare! Zic că vin imediat. Fii atentă. Diseară, după ce termin programul, ești la mine acasă să mă vezi pe mine, că tot e Van Damme plecat. Păi ce? El se despoie să-mi facă sânge rău? Eu nu pot să-i plătesc cu aceeași monedă? De unde știți că s-a despoiat? Ți-am uitat afișul Xerox-ul meu deșteaptă. Originalul ăluia de la ea scus sub birou. Hai, pa! Ne vedem diseară, da? Dar cum de nu mai negociezi la sânge ca de obicei? Mai da peste vreo mină de aur, ți-a țâșnit petrol în față, hă? Nu mișca aici, crocule! Și zi unde e fata și banii! Banii sunt la mine. Fata, nu știu, o fi la cumpărături. Ce-i mă ăsta? Nu știu. Cine e mă ăsta? Deci de-aia nu negociai tu la sânge ca de obicei. Tu ai pus-o pe aia să ia banii lui Mărlanu, hă? Păi tu, mă, mă! Stai! Stai că te găsește, dragi, treci la locul tău, panaramă, că ai scăpat de o crimă și te bă la alta. Și zic, dragi, dar mi-aș cine e ăsta ca să știu și ce caz am rezolvat. Pe cum cine e? Domnul Alizeu. Cine e ăsta? Domnul Alizeu, impresarul unui fotbalist pe care vrem să-l transferăm și dumnealui nu vrea să semneze contractul. Asta o să-l supere rău pe Barosa. Zi așa, mă, urâtule, nu vrei să semneze? Bă, e urât în partea ta, dă-te dracu. Uite cum stă treaba, dacă nu semnezi... Ce dracu să învârte totul? Dacă nu semnezi, s-ar putea să am un abces de furie. Dar ce zic că un abces? Trei odată, mă nervez pe loc, mă. Și s-ar putea să scuip în direcția ta o gripă mărănească pe care o dețin eu. Nu? Ce zic că s-ar putea să o scuip? Să o scuip direct în gură, mă, tâmpitule. Te îmbolovănesc? Dacă nu semnezi, te găsește, dragi, că gripa mărănească e mai grea ca aia porcină, mă, tâmpitule. Aia e... Dar ce că mă faci? Unde trebuie să semnez? Uite aici, uite aici. Și zi-te afară de tine, de gât. Și-ai vrut să te răzbuni? Păi nu merge, tătico, nu merge, că mai am niște clipă de-aia mărlănească de care ți-a vrut să-ți dau și atunci și pe care ți-o dau acum, cu păstrez pentru răzbunători de ăștia ca tine, mă! Dă banii cu dobândă, fac ce vrei tu, nu mai iau pe ăsta de aici! Acum e rândul dumneavoastră. Eu o să fiu bară. Hai, hai curaj!
feel the beat. Brațe, brațe. Shoulder, shoulder. Așa, așa. Așa, vă uduiți. Frumos. Și bluza. Super. Bun. Și te dai la femei, înseamnă că eu nu mai am nevoie de astea. Continuă-și, fetelor! Distrați-vă! Șeful, eu n-am vrut, stați că m-a obligat, șeful! Da-te! Nu e genul meu! Hai, Pontu, că ești descuiată! Șeful! Tatișor, tatișor, sunt desperat, bre! Matescu se dă la Afrodica mea! Crezi că e în călduri? Hai, m-a ajuns să scap de trânsul și-ți rămâi dator! Dar de unde știi că e în călduri, ai? Și păi... e în călduri că și că fiindcă a amenințat că vine acela să-mi o răpească pe Afrodica. Vă dați seama că e lovit la lopețică. Hai, dați vreme, ajutați! Te ajut, măi, amărâtule! Dar mă ajut și eto! Afrodita! Afrodita, am venit! Ta-da! Iubiți, ce ai de cântat? Chiorete-te drumul, te rog, Chiorete! Așa că rupi picoarele, stai dracu locuri! Prietene, Chioretel! Nu e cu papai noagele astea! Chioretel, ce-o iei pe Afrodita când vrei tu, nu mă dă-n drumul! Da, 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 programul, bame, a, fii atent! A, băi, cine te-a făcut pe tine? Tu doriți o nene? Chioretel! Așa, și șopcine! Tu doriți o nene, mamă, ce fior mă trec! Că-mi dracu de-așa, că mai mult m-am cuenca! Parcă m-a întrebat pe mine! Tu, Doriene! 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 Hai, normal, bă, normal, că eram și noi curioși să vedem dacă ai mai mult succes cu ea decât de... De cât, 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 de cât. Ce eu zic că sunt asul? Ea zice că sunt, ia să se începe ca să dovedească. Îți dai seama cum ești dacă s-a prezint și ăsta. Mai deștept ca el, ha? Unde nu mai negociezi la sânge ca de obicei? Ai dat peste vreo mină de aur? Ți-a țâșnit petrol în față, a? Nu mișca aici, crocule! Și... da... și ceva! Ajută-mi, dar nu-mi voie!
Poliția, mă, nu cheri, mă! Emoții pentru meciul ăsta, Mârlane? N-am, șeful. Echipa e prea puternică. Păi, tu ești dus cu capul? Mă referam la echipa adversă, șeful. De-aia n-am emoții. Știți cât e cota la pariuri? 30 la 1. Pentru ei. Ce, Mârlane, că tocmai de asta am venit să vorbim, mă. Ia gândește-te ce ar fi dacă am câștigat noi. I-am băgat foame pe toți aia care a pariat pe adversari. Și cine ar lua banii lor? Nimeni. Care e atât de prost să parieze pe noi? Nici măcar eu. M-am prins. Vreți să-i încui în vestiar pe aia de la echipa adversă și să câștigăm cu 3-0 până de prezentare. Păsărica, tu te să faci pipi. Nu-mi vine. Atunci îmi vine mie și vreau să fac aici. Ieși. Nu așa, șeful, că te dă dracu dacă vine baba nevoie. Sofico, păsărică mică, ia-ți tu libera și du-te unde vrei tu. Da, e zi plătită, da? Plătită, plătită. Vrei bani acum? Da. Că eu ce-i dau acum, n-am nimic. Ia, uite, aceea e la tata, ia. Ia. Ah, ce de urnă? Ce de urnă? Doar mă trimiteți în afara biroului, se consideră deplasare. Și băi, ăștia mai... Ia, că eu nu mai beau bere, asta nu mai dă. Du-te, Păsărică. Mă, că asta e culmea. Secretarea execută șeful. Mai bine ea decât mătușa. Că dacă vine baba și aude cum vorbim cu ea, ne execută pe amândoi. Meciul de mâine e blat, mă. Echipa adversă și-a luat deja bănuțul. Totul este aranjat. Dacă vrei să faci ceva cașcaval, pariază pe noi. Cotă 30 la 1. Să mor tu, boss. Păi ești nebun. A pariat și Vârlavu. Toată galeria, toți și-au băgat toate economiile în meciul ăsta. Mersi de pont, boss, dar ce trebuie să fac pentru asta? Că bănuiesc că nu mi-ați dat gratis pontul. Nimic, Mârlane, tocmai. Ca să fim siguri că nu faci nicio tâmpenie, nu faci nimic. Doar încurajez echipa. Ok, boss. Hai, mă, dați, mă, o dată în față, mă! Dă-i bacul, mă, ce așteptați, mă, motorilor, să se dea ăștia autogol ca să câștigați voi! Hai, mă, dați! Puterie vreo face! Ce vă ucezi? Ești beata, ascult la băutură fără mine! Bacul, mă, găsește, dragii, te duci pe teren și dai... Cel puțin 6 goluri, dacă nu 2. Sunt arbitri de fac capă dumbo, știi cine e ăla? Un fotbalist? Nu e, un elefant gras și prost ca tine. Dă-i drumul! Și mai fă un duș, că mi-ai răsat ciocolată pe pantofi.
Haide, mă! Ce faci, mârlane? Vezi, cu pantaloni ăștia, că e niște incompetențe, unul nu joacă, dă... Haide, mă! O să dea în minutul 87, mă, disperat, mă, așa e înțelegerea. Ce este aia, șeful, că nu m-am auzit? O să dea în minutul... Unde a zis, mă, chitea, nu m-am auzit? Ia uite și pe ăla cu fuge pantoful, mă! Azi ne-a stresta? Nu e al meu, nu! Care te aruncam în pantof? Hei, e al meu! Eu îmi cumpăr mai mare cu 6 numere, că crește unghiile repede. Spune, mă, succes la joc! Îl omor, mă! Îl omor! Îl tai și-l pârlesc! A, tu ești și bău pupăză! Da. Cum dragi de amiază, mă, să te iei după mârlanu? Câți bani ai dat, mă, să parieze? Lui ca lui, mă! Dar eu am mai pariat Bașca de 3 ori mai mult ca el! Păi atunci însemnează că ești de 3 ori mai bău ca el! Da. Și la tine boala avansează galopant! Vezi că mai ai un pic și-l prins din urmă, la prostie! O să-l detronezi, pupăză! Oh, bine ați venit, senior Mârlanu! Felicitări, mă, așa 0-3 frumos! Mă, n-am mai văzut de la meciul ăla din Giuleș cu bricheta! Bravo! Felicitări! Țineți-o tot așa! Vezi că vrea pupăză să te felicite? Sau să te linșeze, că nu mai știu? Pupăză, dă-i drăjde, mă, că ți-i dau înapoi, mă, și cu dobândă cu tot, dar acum trebuie să mă ascund, că dacă mă prinde Maros, îți ia adios de la bani! Bașca, o să mai plătești și mormântarea Coșciucu, că tot pe capul tău cade! Vine, să nu-și puneți că m-ați văzut! De fapt, la cât costă o curare, n-aveți niciun interes să-i ziceți treaba asta! Unde e? Și să nu mințiți, mă! Că rupă asta pe voi! Poate te dracu că sunt îmbrăcat milițian. Ce tu? Lasă, ce te explic eu! Nu e aici! Da, unde e? Că l-am văzut intrând în vilă și să nu minți! Că vila e mare, eu am zis că nu e aici, în zona asta! Deci nu mi s-a părut. Bravo, bă, pupăză! Băi, ai rupt gura! Sunt mândru de tine, prietene! Așa o demnitate și așa o vitejie! Dar mi se pare mie sau trebuie să schimb chiloță și pantalonii? Mai bine chiloții și pantalonii decât să iau o coroană! Doar așa ne mă predau! Bă. Nu puteai să te predai, Adinaur, idiotule! Că în felul ăsta salvam și o pereche de chiloți și o pereche de pantaloni! Nu știam ce e afară! Baros unde? Bântuie după tine, pacirea pe-n vilă, ia! Mersi, doamne! Mârlane, deschide-mă! Nu mai bate, că nu sunt aceea! Deschide-mă, că mă linșează! Sunt rast, las-te linșeze mai bine pe tine decât pe mine, ce? Ia uite ce mai prost! Mârlane! E suporterii, mă, dar o să-i satisfacă dorințele violente cu el și uită de mine! Să mor tu! Da! Și dacă ne linșează pe toți? Dacă... Ce sunt patroane? Să ne muresc ce mă bucur că te trăiești! Minună! Nu vorbești, matale, cu ei să negociezi, că pe matale te mai știe de frică, că ai vorba aia mai mare ca a mea. Nu vorbești, matale, cu ei! Că ești tu, mă! Eu nu ești. Ba da. Ba da, te-ai dracu, păi tu faci ordine și disciplină și în caz că te găsește dracii. Mersi, Chiorete. Mersi. Sună la poliție! Eu-s poliția, tăfălogule. Dă-ți un telefon! Hai că te găsește, dragi. Bă, adică eu n-am demnitatea mea de polițism. Cine sunt eu, mă, în fața mea, mă? Să tremur de frică la niște bețivani. Dă-te, că dacă nu mi-ți spuner. Ce vreți, mă, că mă găsești? Mă găsești, dragi! Stați acolo, tine, mă,
Ce? Că am uitat că nu sunt în exercițiu funcțiunii. Cum să ies așa răsplătitor? Nu, că eu sun la secție să-l trimeați să întâlnim cine dă scirniș, bă! Ce-am luat pe Afrodita? Ce vorbești, fanfăitule, că dacă clem foi asta pe stoi te găsește dracii. Toftici, că eu am iubițică, ca să ceva să-mi olinseze ăștia, să rămâi eu fără iubițică. Te roade pisma, că eu am iubițică și tu n-ai, mă. Ce roade, mă? Pisma. A cui? A mătii. Te roade pisma, aia. Păi bă, dacă intră, oricum nu olinșează. Ai dreptate, fanfăitule, mă duc să o apăr cu prețul vieții. Cu pieptul meu larg o acopăr și mă lupt cu bestile astea. Sunați-mă la poliție că nu mai am timp să trimeată ajutoare, să le spuneți că sunt cercuit, sunt asediat, bă, găsește dracii. Lasă, măcar să ne trimeață mâncare, că la cum îi știu eu pe aia nu o să vie nici dracu să ne apere. Haidați! Afrodică! Da? Venim imediat. Mârlanu, ci că un grup de suporteri violenți îi asediază vila. Și de ce ai zis că venim imediat, inconștientule? Păi nu ăsta e răspunsul standard, șeful? Ba da, dar nu acum, pentru că deja avem reprezentanți acolo. Păchiorete, lasă-l pe el să intervină. Matescule, tu ești mai inconștient ca ăsta, mă. Mersi, șeful. Păi dacă Chiorete intervine, o să intervină și Afrodita ca să susțină colegul. Din solidaritate sau din iubire, mă, să știe. Și vrei să rămânem fără ea? Asta vrei? Nu, șeful, nu. Mergem imediat și o salvăm pe Afrodita. Dar fără Chiorete. Păi îl lăsăm să se lupte. Dă-l în masă. Exact. Hai, fugi și rezolvă că eu rămân aici să răspund la telefon. Păi nu poate să răspundă Solomon, șeful? Păi nu poate, că răspunde ca un idiot, n-ai văzut? Și cine știe pe unde ne mai obligă să intervenim imediat? Prin Irak, în Afganistan. Vrei să mergi în Afganistan, Matescule? Atunci mișcă fundul și nu mai pune atâtea întrebări. Am înțeles. Auziți, șeful, dar dacă tot nu răspunde la telefon Solomon, nu mai bine îl trimitem pe el să intervină? Că acolo nu trebuie să vorbească, trebuie să se lupte. Se luptă? Ghinion! Hai, echiparea și fugi! Am înțeles, mă echipez și fug. Zici mă să mai roșii, brocoli... Ce mai lovi, mă, nemernicule? Eu? Dar cine? Că Mârlanu era în fața mea. Numai tu ai putut să mă lovești. Mai omule, te-a lovit... te-a lovit o piatră aruncată de afară, că suntem asediați! Am sunat la poliție! Băi, voi sunteți idioți, mă! Păi la cât suportă s-a adunat, trebuia să chemați trupele speciale, băi! Alo? Boss, să trăiți! Avem o mică problemă. Sau, mă rog, mai mare. S-au adunat niște suportere aici și sunt puțin nervoși. Sau, mă rog, mai mult nervoși. Nu sunați dumneavoastră pe ministrul de interne să ne trimită niște trupe speciale la adresa... După ce că mi-ai pierdut banii, mai ai tupeu să-mi ceri favoruri? Roagă-te să te bagi aia în spital, că dacă nu, vin eu și te bag în... Știi tu în ce? Mai sun o dată la poliție. Unde dracu o fi, bă? Uite-l aici. Un accident nefericit, domnul comandant. Cum o să mai pot pleca eu acum în misiune? Actor trebuia să mă fac, bă, dă-mă naibii, bun sunt. Eu v-am zis de mult. Ce faci, bă, Solomane, te-ai trezit, gata? Păi atunci ia, du-te și echipează-te și pleacă la intervenție. Nu, șeful, vă implor, fac orice. Orice, orice? Orice. Păi atunci n-ai văzut nimic, bă, ești orb.
Sunt orb să trăiți. Mă duc să-mi iau ochelari și baston. Baston nu-i de ajuns, mă, nu-i de ajuns. Atunci sunt și surd, sunt și mut. Nu e vorba de asta, bă, Solomone. Fii atent. Ia pistolul ăsta și când intră Barosano, mă împușca din greșeală. Păi n-ai zis că sunt orb? Dacă trag aiurea și fac victime colaterale. Solomone, ia pistolul ăsta, cred că nu te împușc eu pe tine. N-ai plecat, Matescule? Imediat, șefu, acum plecam, dar am vrut să-l iau și pe tăfălogul ăsta de Solomon cu mine, să mai prindă și el puțină experiență. Dar nu se poate, nu se poate. Acum plec, șefu, uite, verific dotarea și am plecat. Pe cum pleci, băi, inconștientule, în halul ăsta? Lasă naibii pistolul și du-te și azi vesta antitero, că iau bâte și bolovani. Hai mai repede că mi-o linșează pe Afrodita, mișcă-te! Bâte și bolovani. Haide, că n-avem timp. E frică, șefu. E. Dacă tot murim, măcar să facem ce ți-ai dorit de atâta timp. Eu nu ies acum să cumpăr baclava, da? Să facem dragoste, fomistule. Afrodică, nu poți să crezi. Mai culiță, dacă ne aștept clipa asta, praf te fac fițar, coco al reco. Ți-am făcut ceva? Mie? Nimic încă. Continuă. Așa, Afrodică. Ce casă ce foinosule? Mă scuzați, dar vrea Baros să mă omoare și e de datoria voastră să mă apărați. Poate în pitule, din cauza ta o să murim cu toții. Așa că ce contează dacă o să mor cu 5 minute mai devreme? Dispar dracu, daci, că te joc în picioare. Ești afară, măgarule. Uite, zice, mai bine plec, că nu suport să fac chestia asta. Că n-am prietenă. Da, Afrodică. Băi! Yeah! Veniți, mă, n-ai bincoace, că voi aveți pistoale, poate îi speriați voi pe ăștia. De ce, mă, ca-ți moară de inimă și să intrăm noi la o mort în culpă? O moară tu, dacă ești mecher, ia să te văz. Mărlane, o să ai o surpriză. Bă, tu ai nebunit? Nu pot să cred că e dat dotarea lui borfașul ăsta. Zi mersi, Afrodică, că acum dacă se folosește de pistol, avem motive să-l băgăm la antespăra pe mine. Noi mai bine să continuăm unde rămăsasem. Șefu, eu mă duc cu el. Dar dacă o să creadă Afrodita că noi suntem eroii ei și se îndrăgostește de noi și de mine, ca de mine. Dar dacă se îndrăgostește de Mateescu. Bă, ești nebun, la asta nu m-am gândit. Mateescu, dă vesta. Șefu, vreți să mă trimiteți la moarte? Vreți să mă ciuruiască aia? Șeful dumneavoastră chiar vreți să mă eliminați? Dă-o încoacă, mă duc eu, idiotule. Oh, știam eu că sunteți un șef brav și iubitor. Dă, Doamne, să se curețe și să iau eu locul. Auzi, șeful, dar nu-l lași și pe Solomon cu dumneavoastră? La ce mi-ar fi de folos? Corect, la ce aș fi de folos? Ca țintă vie. Îl băgați la înaintare ca să-și termine aia muniția. Bineînțeles, dacă o au. Asta nu e idee rea. Solomane, echiparea. E, atunci vii tu. Șeful, dar ăla-i pistolul meu. Știu, dar tu n-ai nevoie de pistol. Că ești țintă, n-ai spus tu așa? Pe când eu am nevoie de două pistoale ca să par mai dur. Pistolar. Și așa credeți că o să speriați dumneavoastră suporterii? Nu, dar o impresionez pe Afrodita, că pistolarii sunt sexy. Și eu chiar semăn cu Yul Brynner, ăla din cei șapte magnifici. Ia să o sună pe Afrodita să-i spun că vine salvatorul. Că vin salvatorii, șeful, n-a zis că vă însoțesc? E bine, nu mă mai însoțești, m-am răzgândit. Dar de ce, șeful, că semăn și eu cu Kirk Douglas? Tocmai de-aia. Ai căciuliță? Păi nu, că nu mi se pare frig. Mă refer la protecție, mă.
Ce tragi, Damiaz, de căciuliță îmi trebuie mie ca protecție? La ce băteau aia de dincolo ne găsește, dragi? Păi trece puterea până 10 căciulițe, nu până una. Chiorete, eu vorbeam despre prezervativ. Păi ei de gând să facem copii? Nici într-un caz, că dacă o să ne linșeze aia, o să rămâie copilași orfani. Dar tu n-ai vreun prezervativ? Că știam că de obicei fetele au... De ce fetele? Că ele poartă o târnă mare în tot timpul pe umărul lor și acolo încape de toate. A, na, mă, eu nu m-am gândit că o să... O să fim linșați? Exact. Ha, frate. Au intrat! Hai, dă-l-o, mă, să avea prezervativ! Bă, sunt eu pupăză, bă! E pupăză, e pupăză, e pupăză! Intră! Păi cine nu lasă moară, nu te lasă să niște treburi. Te-ai luptat cu ei? Nu! Adică da! Ați chemat întăriri? Da! Și acum ieși! Sau stai! Ai un preservativ? Crede, tu ești nebun de astea ți-ar de zi când sunt ăia afară. Mai bine mai sunați odată la secție și chemați întăriri că e situație de urgență. Bă, chitră tot, chitră, nu da tot, bă, dă-mi lei măcar împrumut, ai sau nu? Cum să-ți dau? N-am! N-ai? Ies că te găsești, dragi! Nu, ies că sunt pe acolo, fărici nebun, și așa am degetul ăsta, nu! Da? Stai că ți-arat eu acum! Chiorete! Fii atent ce faci, că mă doare degetul! Și pe mine mă drumă sau așa am scos-o, mă! Chiorete! Mai încerc, Chiorete, că mă doare! Pentru mine e moartă deja! Adică era cât pe ce să mă sacrific pentru ea și ea se tăvălește cu Chiorete! Dar de unde știți că... Păi, dar nu mi-a spart urechea cu gemetele ei, tu n-ai auzit? Perversa! Hai, du-te și rezolvă treaba la vilă, când m-am indispus. Păi n-am zis șeful că e perversă, merită să mai mergem să o salvăm? Nu, da, cineva din secție trebuie să se deplaseze până acolo, hai executarea! Solomone, în aceste condiții, hai, echiparea! Și nu cumva să le ieși că te crăp. Șeful se preface. Am văzut cum și-a pus gloanțul arbe în pistol ca să mimeze totul, să nu plece misiune. Așa, mă, ești circar? Uitați, șeful, e sânge. Uite, bă, că e chiar sânge. Minte, e bulion, că în pistol sunt gloanțe oarbe. Dacă nu mă credeți, verificați. Bine. Nu sunt oarbe. Ce da, șef? Tu n-ai zis cu scandalații ăștia? Păi cine, tati, că noi ce putem să facem? Noi ce putem să facem? Sunteți niște tantele, ne ajutorați! Ia de-te, mă! Da, nenea asta, tanti! Voi vreți să vă violez pe fiecare pe rând? Vreți să protestați? Protestați dracului în liniște, s-a înțeles? Da, nenea! Ăsta, tati! Păi ești nebun sau speriat de o babă? Băi, măi, ca măi! Fă-mi repede rost de niște haine ca lui baba, că dacă nu te fac, mă... Material de construcție, știu. Nu, carne de mici. Facem grătar? Hă, mă, băi, ce v-ați blegit așa? Dă-ți înainte, că dacă mai iese baba, mă ofer eu voluntar să o țin ocupată până recuperați voi banii de la isproce ăștia. Hai să rămâi întâți, hai! Ușură, ușură, haide, haide! Ușură, ușură, ușură! Hai, Matescu! Ia să mai greu, șefu! Da, văd, simți! Da, șefu, așa! Voi lua, Matescu! A venit salvarea? Păi ce ați nebunit? Păi dacă o să chem salvarea, o să afle toată lumea că ne-am pușat ca proștii. Vreți să ne facem de retrogradări? Nu. Mai bine ne facem și noi de avansări. Cum? Foarte simplu. Vă car eu până la vilă, dar nu în mijlocul evenimentului. Pe lângă. Și spune că v-ați rănit în misiune. Și uite așa, mă umplu și eu de... Mă rog, ne umplem de medalii și de prime. Nu! Atunci mă umplu numai eu.
Vrem banii! Vrem banii! Vrem banii! Aha, mai ești păpușă sexoasă! Ia mâna mea, huligan! 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 Mâinile sus, huliganilor! Chiorete, mai dă-mă un pistol, că pe ăla a plecat Baros cu el, că... Nu se poate, bă. Ăștia sunt înțeleși ca să ia. Mersi, prietene, l-a avut în rastel? Yes! Și să nu mai prind că intră frunoaș că vă găsește, draci, îl ciurui din plin, mă! Dragi noi! Mi-ați împușcat oamenii nemernicilor! Deci nu numai că nu încetați cu hărmăla aia la poarta mea, dar mai trageți și cu petarde, a? Mă, voi vreau să vă prafui! Ah, altul deghizat în babă! Deci ați ales violul, a? Da, numai eu, tântică! Păi, deci numai tu să te înscrii la îmbolsămoare! Că mie îmi trebuie stilei, nu papa ciunca tine! Care-i primul? Care-i primul? Care ești primul că-l faci? Din am spățit, a, ca potrnicile! Ce-ai treacu să fiți cu hărmăla? Mi-a salvat viața, tanti! Nici nu știu cum să mă revașez! Lăs că știu eu! Nu ești tu la fel de june și de proaspăt ca aia care au luat-o la sănătoasă? Unde am mers? Frodică! Chiorete! E șeful! Exact! Asta însemnează că au nihilat întăririle! Deci, eu zic să ne grăbim! Îl bag în măsa de preludiu, Afrodică! Ia! Decajezi terenul că am nevoie de dormitor! Dar de ce nu mergeți, bre, la matale în dormitor? Pentru că la mine au spart golanele ferestrele și dacă mă despăli în curent, mă ia striatica! Dar voi sunteți tinerii și puteți să rezistați! Hai, repoteca, că eu trebuie cu voia voastră! Păi ia, repoteca, bre! Păi ia, vrea să ne ia gâtul și numai tale îți arde de niște chestii! Nu ne mai ia nimeni gâtul pentru că a rezolvat baba toată treaba! Ăia sunt deja în drumul lor spre casă! Mă, dar tu ce faci? În loc să stai călare pe mândrețea asta, mă și pe mine de vorbă! Câte dreptate ai, frate, fac Afrodică! Eee, păi dacă nu mai e nicio amenințare, atunci nici pentru noi nu mai e nicio grabă. Așa e, dacă nu mai e nicio amenințare, atunci la noi nu mai e nicio grabă. Da, nenea ăsta, tanti, dați-mi vă rog voie să salvez pe Mateescu și Solomon, că sunt grav răniți afară. Nu! Sunt răniți? Da! Chiorete, hai repede să-l acordăm și noi primul ajutor. Care primul ajutor? Eu abar n-am de primul ajutor, abar n-am ce semnează al doilea ajutor și al treilea ajutor și în orice caz noi avem cu totul și cu totul altă treabă. Mă, tu ai nebunit? Unde ți-e spiritul de solidaritate? Păi în loc să mergem să ajutăm pe colegii noștri care sunt răniți, ți-e-ți arde de... Exact, Iorete, exact, ți-e-ți arde de... Cum adică nu știi să acorzi primul ajutor, mă? Adică ai lipsit de la aplicația asta. Fii atent, Chiorete, că o să avem amândoi o discuție pe tema asta. Dar nu acum, că nu trebuie să mă duc să... Dacă mă înțelegeți, să... Lasă-le pace, că asta o să învețe primul ajutor acum! Că îi arată mândrețea asta de fată! Trebuie să faci și instruiește-o cu ea treaba, dar dincolo, hai! Ieșiți! Ieșim? Nu iese nimeni! Nu ieșim. Nu! Am spus să ieșiți! Ieșim! Ieșim, bre! La loc comanda! Nu iese nimeni! Ce nervi-o fac! Tu nu mă contrazici pe mine că te prăfui înainte să te sexualizezi! Hai! Ieșiți! Ieșim! Nu iese nimeni! Hai, bre, șeful, pe ce suntem mici de ping-pong? Păi vă băteți jos de noi? Șadem sau ieșim? Hotărâți-vă-ți! Șadem că ies eu să-i acord primar! Ba nu! Șadem noi că ieși ei! Afară! Acum! Mai repede! Hai, ținuați-o, haide! Șefule, matale, fi editai șeful pe la secție, pe acolo! Dacile-a în casă, a bătrână-i comandantul suprem, așa că da. Ești că ne găsește, dragi! Hai mai repede! De stai, bre, că și... Chiorete, nu mă lăsa vreo încoace, Chiorete! N-am da. Nevoie de ajutorul lui, treci! Da, un moment! Ce? Da, un moment! Un moment! Să ne desfăcăm!
Și ne desfăcăm. Un moment de striptease, dar nu merge așa. Nenea, ăsta, tanti. E și pervers. Da. Da. Ok, acum. Trebuie să-și cânte baba. Sexy, sexy, eu că mă vrei. Toată, toată, te gândești, lasă-mi. Da, pe mei, aici. Unde poți, unde poți, asta nu-i poți. Chiorete! Am nevoie de un certificat din care să reiasă că n-am fost în deplinătatea facultăților mentale când le-am spus să parieze banii. Ca să scap de bătaie. Da. Da, trebuie să faci și tu ceva pentru mine. Cu mare plăcere. Când am zis că sunt disperată, mă refeream la găsirea lui Gogoșică, nu la sex. Sau mă rog, sunt eu disperată și după sex, dar nu pot să fac cu pacienții chiar de la prima programare. Voi sunteți nebuna? Păi la cât suport să... Să poate, mă, ăștia sunt înțeleși, mă. Ei. Mersi, l-a avut în astel? Să găsesc un fraier care să vrea să-l fac vedetă. Salve, pupăză! Ce face vedeta noastră preferată? Mărlane, treci la subiect că n-am bani de dat. Bă, pupăză, tot chitră. Nu sunt chitră, dar chiar nu sunt toți. Și când cobor sub limita de grosime, devin irascibil, mă. Vreau să spun tot chinuit de ideea că-ți cerem bani, că-ți cerem bani. Nu mai cer bani, bă! Că nu mai sunt ăla după vremuri, zi, dar mai patronul de club acu. A trecut vremea când făceam orice pentru un amărât de mărunțiș. Chit, prietene. Adică eu chiar sunt vedeta voastră preferată, mă? Normal, mă. Tu ești vedeta noastră. Uite, dacă mă inviți de seară în emisiune, o să spun asta la toată lumea. Aha. Deci asta era. Hai, bă, nu o fi, invita-mă și pe mine, că am de zis ceva, că ăștia ăștia de jucăm cu ei, vrea să mă facă cu arbitrii. Și vreau să-i bag un pic în oala de presiune, să-i fierb un pic, să-i... să-i bag... Deci ai un interes. Ia uite cum o să fie ei toți. Te invit, Mărlane, cum să nu te invit? Mersi, bă, mersi. Da, știi și tu că costă, virgulă.
Dar vorba aia pentru un dita mai patronul de club de fotbal, un 10 milioane acolo, e o nimica toată. Ce 10 milioane ar dintear focul de chitră ordinară? Că chitră ești până mori, mă! Las că mă duc eu la Diaconescu, la ala, ca să-ți fac concurență, să te îngropi. Du-te, mă, du-te! Că la ala e 10 milioane în secunda, ca la americani! Flachiu. Și era cât paci să fie toți! E gol! Am 1-0! Nici într-un ca, șeful, că mingea pe nea porții toată ziua! Ce arete! Tu contrazici superiorul în public! Dacă am zis că e gol, e gol! Nu așa, Solomane? E cam pe linie, șeful. Așa e, iar nu vă mai dați fără rățăiți la arbitru, ca să ce, să faceți presiune? Șeful, dacă nu cunoașteți regulamentul de fotbal, nu mai jucați, bre! În regulament scrie foarte clar negru pe alb. Cine mingea care nu depășește cu întreaga circumferință linia porții nu se consideră intrată în poartă. Deci rămâne pe linia porții. Dacă nu te pricepi, șazi acasă, bre. E gol, șeful! Mă scuzați, n-am fost eu atent. Uite-o, e în poartă. Când dragi Daniaza a intrat în poartă, păi ce să mă... Solomone, e pe d-astea, domn arbitru. Dar n-am băgat-o eu. Dar cine e bulbucatule? Vântul! Hai, du-te! Cine a dat pasa, bă? Patriciu ori Voiculescu? Cerepte! Ordonați! Îți alegi, ori ești eliminat pentru lovirea arbitrului, ori am 2-0. Aveți 2-0, șeful! Dar ce zic eu 2-0? Că la cât de bine jucați aveți chiar 3-0! 4! 5! Și până la 30, nu mă opresc, bărbatule! L-ați auzit, șeful? Chiorete, vezi că te descalific, bă! Da, nici într-un caz, să știți că nu este corect cum procedați! Și am să mă duc cu petiția, cu reclamația, până la FIFA, până la UEFA, nasturilor! Nu mă nebuni, că ai tu relații la FIFA și la UEFA, nasturilor! Dar nu e aici, bă, stai aici! Pe ce e aici? Stadion sau secție de poliție? Șeful permite să raportez. Raportează. Efectuăm un exercițiu de îndemânare pentru creșterea productivității muncii. Creștere care se traduce prin rezolvarea cât mai multor cazuri pe lună. Dar ce zic eu pe lună, șeful? Chiar pe zi. Într-un cuvânt, ne antrenam jucând năsturelul, șeful. Hai, lasă-mă. Și exercițiul ăsta tot de la NYPD, îl știi, Mateescule? Nu, șeful. Pe ăsta știu de la carabinieri, că italienii sunt cu fotbal. Bă, dacă tot aveți chef de fotbal adevărat, faceți-vă, mă, o echipă de fotbal adevărată, că ați ajuns o secție de burtoși. Ia uite. Mă rog, cu excepția mea. Și a mea, șeful. Ok, sunt gras. Da, chiar așa. Asta nu e idee rea deloc, e chiar genială. Mă rog, cum sunt toate ideile mele. Bă, din acest moment, vă faceți echipă de fotbal adevărată și începeți antrenamentul chiar acum. Marș afară, două ture de secție. Rapid, executarea. Haide. Solomone, tu rămâi că avem treabă. Da, hai că trebuie să mă antrenez și eu. Păi aici? Dar nu vreau să alerg ca penibilul pe străzi. Dar Mateescu și Chiorete? Păi da, ei sunt penibili de naștere. Gol! Dar e afară, șeful. Bă, tu contrazici superiorul. Culcat, aici, culcat, aici, culcat, aici, culcat, aici. Ia uite-te acum, Solomane. Ce vezi? Poate ți-a revenit vederea. A? E gol, șef. Târâși pe coate și genunchi. Afară, fuga! Marș! Șeful, dacă e nevoie de scandal, face scandal! Păi, dar ce mai bine? Pupăză, m-am săturat de vorbe. Vreau audiență. Ce subiect ai diseară? Diseară? Ha, șeful, un subiect... Un subiect tare de tot, șeful! E... Spune! Mă bag pe fotbal, șef. Mă bag pe fotbal pentru că aici e scandalurile adevărate. Se lasă și cu scuipați. L-am invitat pe președintele de la FCM. Președintele la FCM? Cine dracu e ăla? Șeful e... Mă rog, nu contează cine e. Important este că o să-l înjure pe Giovanni. Și atunci ăla când o să audă, o să vină direct în studio și atunci să vedeți că se lasă cu scuipat, să vedeți dita mai audiența. Da. Bravo, Pupăză! S-a mai vin de acasă! Păi, da? Hai, succes! Auzi, dar tu ești sigur că l-ai suficient de mărlan încât să-l înjure pe Giovanni, că ăsta e... Îl știi doar.
Pentru ăsta, șeful, bag eu mâna în foc. E mărlan din naștere, cu acte, vă zic. Auzi, dacă se lasă cu bătaie, îți dau prima. Yes, yes. Sau mă rog, îți plătesc spitalizarea, că... Na. Vai, ce generos sunte, șeful. Ce... Ești, mă? Mărlanu Ferdinand, the one and only, președinte și conducător de club. Cu cine am onoarea? Ăsta onoarea? Să trăiască, domnul președinte. Ia zi-mă, la ce oră vii diseară în emisiune? Pupăză, tu crezi că s-a întâlnit hoțul cu tita mai președintele, mă? Păi cu 10 milioane mă duc la Ioanțoaia, la Ioanițoaia, mă. Auzi, lasă că îți dau eu 15, da, să vii la mine în emisiune. Așa, da. S-a făcut boierile. Ne vedem diseară. Ietă, ietă, vrei, ia! Ia uite, genunchi la piept, în ce formă sunt! Hai, vrei, dă-mi drumul la antrenament, ia! Păi v-am spus, bă, ce poți să jucați fiecare? Ne schimbați atribuțiile, șeful? Vă rog, vă rog, mă pune și pe mine pentru o săptămână, șeful Chiorete, să-l frec puțin? Haide, șeful, că și eu v-am ajutat la năsturelu. Deci recunoști, bă, băcatule? Șeful, Chiorete m-a făultat fără mingie. Gura, bă, că mă căpiați de cap și uit ce vreau să fac. Să ne dați alte posturi, șeful. Exact, Solomane, exact, dar posturi de fotbal, bă, că despre fotbal vorbeam, nu? Asta dacă vrei să freci ceva, holbatule, ietă, bă! Ia și dă-i luciu, mă! Șeful, ăsta e joc periculos, nu spuneți nimic? Haide, bă! Încetați, bă, că vă faultez eu pe toți acușica. Deci, o să jucăm cu patru pe fund. Hai! Șefu, eu zic să reformulați că ne găsește a dracii. Păi să nu se interpreteze cari cumva. O fi intrat noi în Europa, vre, da. Cu patru apărători, bă. Dar eu n-am decât două, uite. Am înțeles, șefu, elucidez eu problema. Hai, bre, șefu, dacă nici ăsta n-a fost fault. Apărători, adică fundaște în tălăule. Jucați ce joacă și Chivu, mă. Hai, bre, las-o, naibii. Păi dacă am jucat ca Chivu, am ajunge la națională. Asta? Și doi atacanți. Sper că asta știi ce înseamnă. Să facem ce facem, tu, bre. Eu nu mă droghez nici mor. Prefer să rămân fundaș. Chică râde toată lumea de mine. Chiorete? Am înțeles, stai clip, da. Scurt. Da. Ce credeai, că eu nu știu să driblez? Șeful, pe mine ăsta, dacă mai mă faultează odată, îi dau roșu pe nas. Hai bă, că nici măcar n-am ieșit pe teren și umplem infirmeria. Auzi, șeful, dar cum ne dăm bre seama care joacă fundaș și care atacat chiar? Păi vă testez, bă, Chiorete, vă testez, că de-aia am adus obiectele astea aici. Voi o să jonglați cu ele. Șefu, mă scuzați, dar fotbalul nu se joacă cu mingea? În sfârșit, o remarcă inteligentă și din partea ta, Solomane. Ești bolnav cumva? Bună, bună! Ba cu mingea se joacă, băi, tăfălogule. Dar dacă voi o să fiți buni la jonglerii cu obiectele astea, cu mingea o să fiți ca Maradona. Adică o să putem să dăm goluri și cu mâna, șeful? Ce arătări? Hai, la treabă, toată lumea. Hai, Panuț! Hai, Salomane! Hai, Chiorete, nu tu pe asta? Ia, Chiorete, și pe asta! Dai pe pătrat, mie, domnul ăsta, să pară că-s bou. Păi, lasă-mă! Hai, hai! Intenționat ai făcut-o, nemernicule! Ca să nu mai am eu niciun atu în fața Afroditei! Toată lumea, două ture de secție, pedeapsă din cauza lui Chiorete! Și până atunci văd eu cine ce joacă în meci! Meci? Dar cu cine jucăm, șeful? Doamnelor și domnilor, în această seară îl avem ca invitat în direct și sunt convins că și în reluare pe președintele FCM, Mărlanu Ferdinand I-ul! Chiorete, vrei să scap de turele de secție? Da! Atunci convinge-l pe Mărlanu să facă un meci de fotbal cu noi. Ia-o-și. Auzi, bă, foinosule. Bă, de când n-ai mai bătut și tu pe cariva?
Acum nu-i mai permit, bă, Chiorete, că-s dita mai președintele de club. Am și-o prestanță, o aroganță, nu poți mai mă compor ca un vagabond. La fotbal mă refeream, tăfălogule. Echipa ta, de când a mai câștigat și ea un meci, mă? N-a câștigat niciodată, mă. Dar și când o am câștigat, 20 le dăm, 20 la 0, dar ce zic că 20? 15, mă, dacă nu chiar 10 sau 6. 10 sau 6 sau 20 sau 10 la 0, cui dați, mă, întrebarea e? Nu știu. Știu eu. No. Care nu? No, mă, că ne-am făcut reechipă de fotbal la secție și nu avem adversar. Ia zi, când programăm meciul? Ia zi, spune tu o zi când poate să lipsească ai tăi de la crâșmă, bă. Bă, Chioreta, cu ce să spui? Noi suntem echipă de profesioniști, bă, nu putem ne strică stilul cu amatori. Hai, dați, bă! Ați aranjat meciul chiar azi? Hai da să dăm turile de secție, bulbucatule, fiți arstarea, dracu! N-am aranjat nimic ca micuța, draste pteaptăne! De ce n-ai aranjat, mă? Că n-a vrut mârlanul, vre! A zis că și că fiindcă e profesioniști și strică stilul cu noi, că noi suntem amatori, de... Ne-a făcut amatori! Da! Bine! Ciorete, vrei să mai scap de turile alea de secție? Da! Să mai poate? Da! Te duci la Pupăză și le rogi să ne invite la el în emisiune. Și acolo îl provocăm pe Mârlanu și în direct și în reloare. Hai, dați, bă! La Pupăză? Nu, bulbucatule, să dăm turile de secție, că n-o să pupăm noi în emisiune la Pupăză cât e hău și bârgău, bă! Că la fără țăcănei nu te primește la el în emisiune. E, păi atunci intrăm cu forța, bă, Chiorete, zicem că căutăm un infractor. Sunt genial, șeful! Pe lore pauz! Bravo, șeful! Nu, că a fost ideea mea, nu a ta. Voi, hai, la ture de secții! Și nu două, 10! Să faceți condiție fizică! Să nu mai zică ăla că suntem amatori! Hai! Ce, bă, Chiorete? Iar ai fugit pe lângă mașini ca să le faci poză la viteza de pe bord? Fofăitule, mă antrenez, că și că fiindcă avem meci, că ne-au făcut în echipa de forma la secție. Și cu cine jucați, mă? Cu echipa infractorilor? Vreți să vă luați acolo? Nu, că tot cauți cu mine. Jucăm meci cu echipa lui Mârlanu. Păi și eu ce am zis, cu infractorii. Poți, mă, dar când e meciul? Nu știu, că de seara abia îi provocăm. Îl provocați? Cu mânușa peste față, ca la box? Auzi, nu vrei să faci chestia asta la mine în emisiune? Pupăză, dacă care cumva, în gândurile tale meschine, te gândești că o să-ți le faci chita aia de toți? Dă-mi banii mei, te înșirea marnic. O, disperatule, că nu șer nimic. Poți să vii și gratis, mă. Gratis? Da. Și acum îmi spui, fonfăitul, da. După ce am dat 10 ture de secție, că te găsește răcii. Doamnelor și domnilor, în direct și sunt convins că și în reloare, președintele clubului PCM! Domnul, cum poți să cu o mică rectificare? Nu cred că o să poți să ajungi și la reloare, că noi președinții de club suntem oameni cu greutate, avem treburi importante, nu stăm să ne fățim pe la toate televiziunile. Da, domnul Mârlanu ne dovedește că președinții pot fi și glumeți. Dar nu glumesc, mă, tu n-auzi că nu poți să vii la reloare, că eu la... E dimineață, eu la ora aia de-abia mă întorc.
De-abia mă întorc de la antrenamentele băieților. De antrenamentele de dimineață. Nu mișcă nimeni! Băi, stai prea, șef, nu mai vântura asta ca John Wayne, că nu mai e nevoie, că eu suntem invitați oficiale, am aranjat eu. Și cum spui, mă? Nu mișcă nimeni până nu salutăm pe toată lumea. Să răiți, domn Pupăză? Salut, profesionistule. Doamnelor și domnilor, aceasta era prima dintre surprizele de care vă spuneam. Doi dintre componenții nou înființate echipe a poliției sunt aici pentru... Pentru a răpi mie de tipul de emisie, estimați telespectatori. Doar nu Pupăză Show, eu cred că am vorbit clar, am crezut că emisiune făcută de profesioniști pentru profesioniști, dar mie dacă îmi acest toate baragladele, toți amatori în platoa aceea, eu plec, domne! O, bă, disperatule, că am venit aici numai pentru minut ca să anunțăm că... Mă, că spun eu că eu sunt capitanul de echipă. Vrem să provocăm echipa domnului Mârlanu la un meci de fotbal. Ia spuneți, domn președinte, acceptați? Sau vă e frică că nu o să puteți bate nici măcar o echipă de amatori? Senzațional, exclusivitate, numai la Pupăză Show, în direct și în reloare, echipa poliției a aruncat mânușa! Care ce? Mânușa, n-ai zis că arunci? La reloare, mă! Acceptați provocarea, domnule președinte, sau vă e frică? Mie e frică de nimic, mie mi-e cald un pic, e cald. Asta înseamnă că acceptați meciul, da? Acceptăm! Senzațional! Meciul a fost stabilit! Așadar, vă aștept la Pupăză Show după partidă pentru a analiza fazele controversate în direct și sunt convins că și în reloare! Felicitări! Genială ideea meciului cu FCV! Eu am avut-o să trăiți! Greșit, Mateescule! Eu am avut-o primul, dar n-am avut timp să vă comunic. Pentru asta mi-am dat și-o primul. Dar să revenim! Ciripitorii de pe teren mi-au șoptit că jucătorii de la FCM se dopează. Înțelegeți limbajul păsărilor, șeful? Chiarete! Dar ce e șeful? Ciripitorii nu e păsări? Chiarete încă o dată! Aici. Așadar... Am comandat un control antidoping inopinant la sfârșitul meciului. Că dacă nu-i batem pe teren, măcar să câștigăm la masa verde. Și așa în sfârșit îl prindem pe Baros și s-a terminat povestea. Exact. Și am încălecat pe așa și capitala e a mea. Chiorete. Am înțeles. Nu asta, Chiorete. Fii atent, că dacă te scapi la Mârlanu, o să ajungi în locul lui Baros la răcoare și o să joci zilnic cu viața și... Nasturelu? Nu, Săpunelu, la dușuri. Intră și să trăiți. Bă, tu ești complet idiot? Da, dar de ce întrebați? N-ai stabilit asta la angajare? Cum dracu ai putut, mă, să aranjezi meci de fotbal cu poliția? Eu te așa, secunda lui, că i-a venit cu propunerea. Știu, Mârlane, știu. Păi și atunci ce mai vă impacientați? Stați niște că n-are cum să ne bată, că e niște burtoși amatori. Da, mă, în comparație cu noi care suntem... Niște burtoși profesioniști, mă scuzați. Profesioniști în machială, Mârlane, anulează meciul ăsta, că dacă ne bată ăștia nu ne mai spălăm rușinea într-o mie de ani. Nu pierde șeful, că... O să alerge, o să rupă pământul după ce le dau eu anabolozite de-astea. Aruncă-le dracului, că dacă ne vede cineva... De ce să le arunc, șeful? N-arunc nimic. Nu vedeți că am scris pe ele laxative ca să nu se prinză nimeni. Ele e în altul, dar e altceva în lontru. Și dacă nu le dau de-astea, nici nu e stare să iasă de vestiare. Mai dă-n capul lor. Nu le mai dai nimic, mă! Până nu anulezi meciul, nu le mai dai nimic! Clar! Nu prea. Șeful, Butelii are probleme cu burtica. A zis că e constipat și nu poate să joace, că pocnește. Pocnește? Zic că-l răspund eu. Deci tu știi că nu e al meu? Hai că în 2 minute e gata!
O să vă lingeți pe degete, că e tare bună. He, dacă aș fi voi cum găteam la țară, nu pă, pară gaz din ăsta. Nea, ce bună e, să nu ai doi, că tare bună e. Unde mai trebuie ceva? Ha, mă întorc. Tanti, tanti, nu aia că e expirată de o săptămână, ia lui Mârlanu. Mai lasă-mă, făi, cu termenele tale de expirare, că asta e vrăjeală. E făcută special ca să te facă să duci la magazin și mâine, și poimâine, și răși poimâine, să te-o cumperi. La mine, la țară, o smântână ca asta ține și o lună de zile, la soare, dar pe frigider, la umbră. Te bași tu, știi tu, să gătești. Un pahar cu apă nu știi să pui. Ia, am seamănă ciment, așa. Da, ce bune! Hai! Toată lumea, luați-vă blidule și încoase-vă pun cu o porție. Cu păzel, tu primul, că ești feblesa mea. Tanti, eu am mâncat într-un spre casă, nu mai mi-e foame. În primul rând, Tanti Mata! Eu s-o doamnă și gospodină pe deasupra. Și în al doilea rând, două mâncări nu strică niciodată. În schimb, două bătăi, da! Că dacă nu mănânci am făcut, aci te cap! E firea să fie astăzi și mâine! Adică eu stau cu orele în bucătărie și voi îmi fac ce-și dajuri! Fiorețel, pune-ți în farfurie! Da, Antioza, adică, doamnă, pe mine chiar trebuie să mă scuzați. Căci că fiică eu am alergie la tocăniță, bre! Fac ceva pe alergia ta! Și trece? Bă, mănânci așa o porție și mai rămâne și pentru mine încă o porție și pui mine și tot așa până-ți trece alergia, că s-obișnuiește organismul și ți-e imunizezi. Și în plus de asta o să te ajute și Afrodita să mănânci. Tanti, știți, eu sunt la cură de slăbire și chiar nu pot mânca. De ce-ar cura dracu să-ți fie? Ba, poți mânca! Măcar două linguri, ce vrei să ne miese și să desufle silicoanele alea? Eu zic să vă grăbiți, că poate vă mănâncă zeppelinul ăsta, toate porcile. Mâncare, vreau să mănânc și eu, tati, ce-i acolo? Pocăniță ce-o rănească, baba a făcut-o, a? Mironată, ce bine miroase. Da, 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 poți să mănânci și porția mea. Mănânc-o și pe-a mea. Și alea două linguri ale mele. Bă, dar de când v-ați făcut voi așa, dar nici mă. Mă rog, hai, mersi pentru cinste. Și ca să fie cinstea completă, faci o cinste, mă, cu un vinuț de alcastri din partea mea. În cinstea meciului de mâine. Da. Hai, noștri. Hai, măi, dă-mi farfurie, mă. Hai, hai. Dar nu-ți... Ați. Hai, nabelea. Care dracu fi laxativele lui Butelie și care anabolozitele? Că dacă îi dau la Gabor anabolozite, o să alerge ca nebunul și ne umple de goluri. Cum dracu aflu? Ah, știu. Asta e. Președinția cere sacrificii. Acu ori la bal, ori la budă. Puteți să servim vinuțul acum? Ia zi, mărlănele, cât o-și pui? Păi, ce-ți mai pui, bre? Lasă-o oală, cu oricum o mărânt toată, că-i bună de numai. Mărlănele, nu ți-a frigiu în care? Ba da, bre, e bine, nu-i de la mâncarea ma tale, e... Na. Oh.
să dăm noroc odată, că pe mine m-am apucat cu fureala și dacă mă la WC-ul, numai că să ne vedem până mâine la meci. Hai, hai noroc și să vingă cel mai bun. Trăiți. E, de unul am scăpat. Au burta! Un, doi, un, doi, un, doi, nu șade că șade norocul. Hai, grupir, 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 haidați, haidați. Trăiți, șeful, permite să raportez. I-am prins pe tenistocle, vintilă și pe pacepa. Permite să-i duc la arest, bre. Odată? Pă toți odată, bre, auzi. Cum ai reușit, mă? Cu mâinile goale, ca Zorro și ca John Wayne. Hai, bre, permite să-i duc la arest, haidați, haidați, bre. Să vezi că ăsta s-a pus pe treabă, că auzi că-l avansează pe șeful la capitală și vrea să ia locul. Lasă-mă, Chiorete, că-i bag eu după ce interoghez. Nu-i doi, atunci vă rog să permite să mă duc să-l iau ca dumneală pe diamant, că mă simtesc într-o formă de zile mari, bre. Am o energie ca de Spearman. Hai, permiteți. Nu te duci nicăieri, hai, fuga marșa acasă și la odihnă, că mâine avem meci și te vreau în formă, Chiorete, te vreau golgheter. Am înțeles, să trăiți, să nu-l supărați pe șeful, că mă găsește dreci. Trăiți, 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 trăiți. Salomane! La ordin. Bă, ia-i pe ăștia pe care i-am prins eu singur cu mâinile goale și bagi la arest. Și pe urmă te duci prin toată secția și îi pui pe toți să semneze de luare la cunoștință. Clar? Wow! Sunteți uria șeful cu mâinile goale ca Sergiu Nicolaescu. Hai, bă! Hai, 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 mă! Hai, 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 haide, mă! Deci, mă, măi, ce-i cu ăștia, mă? Domnul Matescu i-a prins, singur, cu mâinile goale, ca Sergiu Nicolaescu. Hai, nu mă nebuni. Păi și pe Matescu, cine l-a trimis, mă, la pont să-i prindă? Nu eu? De cine e Sergiu Nicolaescu? Dumneavoastră? Exact. Păi și domnul Matescu cine mai? Limba, mă, că se laudă mult și prost. Și să dea naiba să nu-l prindă mâine pe Baros, că o să-și pățească ce-a pățit Limba. A răcit? Doamne, ce ți-am cerut și ce mi-ai dat? Hai, mișcă! Să toți stăm în cinstea fair play-ului și cel mai bun dintre noi să câștige, adică noi. Ce ți-am zis eu, mă? Și stai liniște, șeful, că totul e sub control. Și ca fair play-ul să fie complet, propun ca la final să se facă un control antidoping. Nu de asta, dar să fim siguri că ne-ați învins prin mijloace curate. Sunteți de acord, nu? Suntem de acord, Mârlane? Bineînțeles, doamne, suntem. Să se facă. Să se facă câte două, zic eu. Dar ce două? Chiar unul, dacă e necesar. Gura urită umflată, mă! 5-0, nici nu visam! Sunteți buni, mă! Să dea dracu dacă nu vă înscriu în Liga Lumitică! Ce bună, m-a alergat așa de rapid, nici atunci când m-a alergat spuitorul să-mi ia gâtul! Dacă ne iese și partea a doua misiunii, adică aia cu arestarea lui Baros, mâine vă semnez primele în calitate de comisar șef la capitală! Mare sunteți! Puteți să veniți să faceți testul antidoping. Sigur? Curățică! Dăm și noi, bre, proba asta? Normal! Să nu dea de bănuit! Rupe, rupe, rupe! Toate vă gândiți, șef! Comisar șef! La capitală! Ce-am aranjează-l pe domn comisar. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Afiți! Să trăiți! Da! Poftiți, poftiți! Haideți! În cinstea numirii mele la capitală, te trebuie să fie ordinul din clipă în clipă! Să fie un ceas mare, șefo! Mare! Mare, mare, mare. Matescule! Trebuie să mai dai și tu câte un rând, mă, că doar te las șef de secție! Oh, vă mulțumesc, șefu! Dau, cum să nu! Hai, mă rog! Sănătate! Permite-ți! A găsit faxul de la capitală! Trăiască, șefu! Nu mai spuneți prez alea fără filtru! Acum, cum anumitere... Ce mi-ați făcut, idioților?
ce am făcut? Ce ați făcut? V-au ieșit testele pozitive! Și mie? Și ție! Adică am sida? Nu vreau să mor! Șeful, nu mă lăsați să mor! Faceți ceva! Am făcut! Și acum urmați voi! Pe mine, mă, idioților, nu v-a spus, mă, că o să facem test? Cum v-ați putut, mă, să vă dopați? Din acest moment, sunteți toți suspendați! Păi, ești senzațional! Extraordinară ideea cu dopatul polițiștilor nemaipomenită! Servesc VCM-ul, șeful! Dă-i o primă de 100 de milioane de lei. Da. 100... V-am spus eu, șeful, că așa face când aude că-s prea mulți bani. Și acum îi lăsăm așa. Că oricum nu-și amintește cât de gros era teancul. Hai să mergem, că dimineața vodka, alo! Da? Dimineața vodka taie greața, dar... Alo, poftiți, așa da? Poftiți, așa da? Poftiți. Ce cărmă e la asta? E drăcea, dracu! Dem ca întotdeauna! Bă, bag pe fotbal pentru că aici e scandalurile adevărate. Se lasă și cu scuipați. L-am invitat pe șeful de la FCM. Pe președintele Rașeș. Nu, vă mai zic o dată. Făcut amatori? Da! Bine! Chiorete, mai vrei să scap de turele alea de secție? Da, 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 da! Uite-mă pe ăsta, baaa! Ei, asta va fi replica vieții lui! Singurul serios e Solomon, da? Da, 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 da! Ne-a făcut amatori? Da, da! Bine! Chiorete! Mă... Seriosul, mă, uitați-l pe seriosul! El e autist, el trăiește în altă lume, de-aia nu râde el când trebuie, uite-l! Intră, să trăiți! Bă, tu ești cum? Cumplit de idios, șeful, am stabilit asta la angajare! Să faceți testul antidoping. Avem o asistentă țigancă, ne iertați șeful? Pe asistenta de la noi, e romă.